Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint, o să vă prezint comanda pe care am făcut-o la Bat Body Works. Au avut ei o ofertă recentă și am comandat niște geluri de, de mâini, să pun de lichid de mâini. Și practic la prețul la două produse primeai încă două produse gratis și am zis că e un lucru foarte bun și am făcut comandă. Această comandă a costat, cred că, 80 de lei, din câte mi-aduc eu aminte. Da, 80 de lei. Și haideți să vă spun ce mi-am comandat. Mi-am comandat acest produs care se numește Passion Fruit and Banana Flower. Îmi place foarte mult și, maga, uh, ma, uh, și ambalajul uh, și uitați-vă aici cu um, uh, acest ambalaj foarte drăguț uh, cu floricele și uh, cu această pasăre foarte drăguță, exotică uh, și um, uh, are ca și cantitate 236 de lei, după care avem iarăși Mango and Mai Tai, tot așa Cleansing Gel Hand Soap, deci este un săpun lichid și avem un papagal foarte exotic cu flori frunze colorate, apoi avem aici Black Sherry Merlot, tot așa de 236 de mililitri, îmi place și acesta, e pe culoarea mov. Așa mi foarte bine și după cum vedeți, l-am și pus deja la baie, pentru că um, s-a vărsat un pic în, în cutie și am zis să l și folosesc, dacă tot um, deja s-a, să zicem așa, um, s-a vărsat un pic de lichid. Uh, și după care mai avem aici acest champagne toast, tot așa. Uh, nu are un ambalaj niște ce de sofisticat, dar cu siguranță și acesta miroase bine pentru că am deja din gama lor uh, crema de corp și îmi place cum miroase așa foarte dulce și foarte dulcică. Uh, toate miros exotic sunt potrivite pentru perioada aceasta. Uh, mie îmi plac produsele de la Bad and Body Works, dar recunosc că sunt un pic cam scumpe și nu mi le. Cumpăr întotdeauna, doar când găsesc că au oferte și ce am făcut, îi urmăresc ca să pot să am acces la ofertele lor și să fiu informată la timp. Eu urmăresc tot timpul pe Instagram și tot timpul văd ofertele. Din păcate, ofertele lor durează cam câteva zile, sunt 2-3 zile și practic trebuie să faci comanda în perioada respectivă. Cam aceasta a fost comanda. Nu știu dacă aș cumpăra aceste produse cu 40 de lei sau 50 de lei. Mi se par destul de puține cantitativ. Dar m-am cam plictisit de produsele de la DM și am zis să mai încerc și altceva, așa că este un moment oportun să mai încerc aceste produse. Așa că sunt foarte încântată de comandă și o să mai urmăresc să văd ce oferte. Apoi, de la începutul anului tot am aflat că există o companie, Look Fantastic, care livrează produse genul acesta Beauty Box și am avut această experiență prima dată cu Notino când am luat un, un Beauty Box și mi s-a părut un raport calitate-preț foarte bun, așa că am zis ok, de ce nu? Însă cei de la Notino nu prea livrează în fiecare lună acele Beauty Box-uri, așa că mi-am cumpărat o lună sau două, după care nu am mai văzut la ei, probabil că nu tot timpul apar acele beauty box-uri, așa că m-am îndreptat spre cei de la Look Fantastic și am auzit diverse lucruri bune despre ei. Și mi se pare un raport calitate-preț foarte bun. Eu am dat pe acest pachet în jur de 75 de lei, dacă mi-aduc aminte, și practic mi-am luat un abonament din acela pe 12 luni. Mi se pare un preț și un raport calitate-preț foarte bun, având în vedere cantitatea de produs și motivul pentru care am contactat această firmă. În primul rând că sunt foarte multe produse oferite la prețul acesta. Doi, aveți... Practic nu trebuie să faceți în fiecare lună comandă pentru că la abonamente automat sunt preluate datele, doar trebuie să vă asigurați că aveți bani în cont și se preia automat cum ar veni taxa lunară și nu mai plătiți taxele de transport, adică practic 75 de lei costă acest produs și nu mai aveți, nu știu, 20 de lei pentru taxă de transport sau altă sumă. Și mi se pare un, preț, un raport calitate-preț foarte bun. Și haideți să vedem ce am primit. În primul rând avem această trusă care este minunată, este dintr-un plastic dar destul de grosuț așa, adică puteți să puneți cosmetice, dar și produse de fard, adică de machiaj. Mi se pare destul de ok ca și, și uitați, are și această uh, tortiță, se pot lua, uh, sau, mă rog, baretă, sau cum vreți uh, să zic așa. Și îmi place foarte mult că ea se poate, uh, poate fi folosită la plajă, poate fi folosită în mai multe uh, situații. Și haideți să vedem acum produsele ce avem aici. Uh, în primul rând avem această cremă uh, care este, zic ei că este o cremă și de, uh, da, este o cremă uh, body cream, deci pentru corp, aceea de la Sol Janeiro, Brazilian Bam Bam Cream, care sunt destul de scumpe genul acestea de creme. Acum aceasta este în varianta mini size, eu nu o să desfac că mai am una uh, desfăcută și nu aș vrea să... Să o desfac, am cumpărat un set de la Notino uh, și acesta are 25 de mililitri, mie mi se pare suficient și mi se par foarte bune ideile astea, pentru că cel mai bine este să testezi un produs înainte de a-l cumpăra uh, și după care să, um, cum îi zice, să îți faci o comandă și chiar mi se par foarte ok aceste creme. Ai posibilitatea să testezi, să vezi cum reacționează corpul și nu să investești foarte mulți bani pentru o cremă care nu ți se potrivește și în cazul acesta se protejează și mediul, vă protejați și buzunarul pentru că nu aruncați bani pe o cremă care o aruncați după aia și cred că sunt mai multe câștiguri la produsele acestea mini și chiar încurajez companiile mai întâi să vândă produse mini și apoi să vândă produse din acelea în full size, astfel încât, adică nu e normal să nu, ai, să nu poți să iei un parfum la 10 ml, dar în schimb să ai numai parfumuri de 100 ml sau, mă rog, creme de 30-40 de ml, mai întâi trebuie să ai o variantă mini pe care să o pui la vânzare și apoi să vezi dacă într-adevăr clientul este mulțumit. Și mi se par foarte bune aceste produse care sunt livrate de distribuitorii de cosmetice. Bun, um, avem aici o, să zicem așa, un elastic de păr care mi se pare super ok și chiar o să-l folosesc pentru că eu am părul, nu este nici, are o lungime medie și chiar sunt super utile acestea vara um, și se numește Invisible Bubble, deci chiar o să-l folosesc, da? Apoi mergem mai departe, mai departe avem uh, Uh, un toner care are 50 de ml de la ELEMIS, uh, un ton rehidratant, spun ei că reîmprospătează fața, mie îmi plac tonerele. Acum, să vedem exact cum este și acest produs. Uh, abia aștept să-l să testez. Spune că este cu ginseng uh, toner, sunt din, sunt curioasă să văd cum este. Mai am un toner pe care îl folosesc acum de la Lancome, dar se va termina pentru că mai am foarte puțin din el, așa că cu siguranță o să-l încep pe acesta. Nu-l încep pentru că am deja produse, aștept să-l termin pe cel de la Lancome și apoi să încep un nou produs, dar este binevenit pentru că nu mai cumpăr. Apoi mergem mai departe, da, ce am pus mâna? Am pus mâna pe un șampon ă, care se spune că este un șampon cu cocos, cu lapte de cocos, super. Mie îmi plac șampoanele cu lapte de cocos și în general cocosul, cu mirosul de cocos și spune că hidratează și că nu au sulfații și că are și guava extract, da, deci spune așa că are... Uh, lapte de cocos, guava, extract și uh, unt de mango. Mango butter, Abia aștept să-l să folosesc. Uh, da, sunt uh, și că mai are și uh, aloe vera. Sunt curioasă să văd, și cum este acest produs. Avem doar 100 ml, dar suficient ca să puteți să vă faceți o hidratare. Uh, și chiar e foarte ok uh, acest, uh, această cantitate, că puteți să vedeți dacă vă corespunde la textura firului și dacă vă ajută și dacă sunteți încântate de miros și uh, cum se uh, comportă la spălat părul dumneavoastră. Uh, apoi avem aici un uh, balsam, un conditioner, tot la fel cu uh, lapte de cocos, cu coconut milk, guava extract, mango butter, tot așa de 100 de mililitri. O să le folosesc pe amândouă. Și mai avem, la sfârșit, mai avem și un strugule, strugurel sau un balsam de buze care spune ei că protejează și că are un factor de protecție de 30 de um, factor de protecție 30 că protejează împotriva UVA UVB chiar e, uh, chiar e foarte bun pentru atunci când ne expunem la soare. Și în general aceste produse pe care le vedeți aici și pe care le punem sunt de fapt produse pe care pur și simplu le puteți lua în vacanță pentru că dacă mergeți în concediu chiar nu mai trebuie să vă gândiți ce anume să luați la voi pentru că chiar aveți strictul necesar aici pentru o vacanță. Deci avem așa un balsam, un șampon, o cremă de corp, un balsam de buze și mai avem și un elastic din acesta de păr și această trusă minunată. În trusă sau acest porfat puteți să mai puneți deja și alte cosmetice că vedeți că nu este plină. Adică dacă mai vreți să mai adăugați ceva, nu știu, o cremă de protecție solară pentru piele, puteți să mai adăugați, aveți unde. Uh, nici nu știu ce, poate că vreți să mai vă adăugați un primer sau mai vreți să mai adăugați o cremă din aceasta specială de față cu protecție. La fel, deci mai este suficient loc și mi se pare super ok la prețul acesta 75 de lei. Chiar abia aștept uh, uh, celelalte comenzi să vedem ce, ce, ce produse mai trimit de la Look Fantastic. Am văzut că au și ei destul de multe oferte, tot așa, reduceri și promoții și o să-i urmăresc și pe Instagram și o să-i urmăresc așa și pe site. Dacă îi urmăriți pe Instagram, imediat și actualizează datele, o să vedeți exact când și cum și ce oferte au și în cazul acesta nu pierdeți nicio ofertă. Să știți că aceste produse sunt achiziționate din surse proprii, nu există o sponsorizare și așa mai departe. Așa că nu există vreun interes prin care, nu știu, doresc să vând aceste produse sau eu mai știu ce. Ci pur și simplu este experiența mea personală. În cazul în care vă doriți să dezvolt acest canal și v-a plăcut și vă place conținutul acestui canal, am rugămintea să-mi dați un like și un subscribe și vă mai aștept pe canalul meu. Vă doresc o zi minunată.